Bună seara și bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre ceea ce se întâmplă la Primăria Capitalei după arestarea primarului Dorin Chirtoacă. Vrem să vedem dacă PL a pierdut total controlul politic asupra primăriei și dacă da, cine l-a preluat, dacă l-a preluat. Vrem să vedem de asemenea, să discutăm și propunerile de viceprimari care sunt acolo și implicarea tot mai mare a guvernului în treburile Capitalei pe care o vedem, începând de la gunoi, gherete din parc, acum doi brazi și așa mai departe. Să vedem. Au loc, nu au loc toate aceste lucruri, dacă sunt în regulă sau nu. Invitații noștri din această seară sunt doi parlamentari. Ei cunoașteți foarte bine, este vorba despre domnul Valeriu Ghilețchi, care este din grupul PPM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și despre domnul Lilian Carp, care este deputat PL. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Sigur că am invitat la această emisiune, vreau să precizez din start și deputați din cadrul fracțiunii PSRM, PD, PLDM. Am vrut să avem o reprezentare cât mai largă aici sau altfel, prin telefon, cumva, dar din păcate nu ni s-a răspuns pozitiv, nu au onorat invitațiile. Nu-i nimic, cred că subiectul este în desfășurare, avem în față și un referendum, dar astăzi nu vom discuta despre asta, pentru că avem dezbateri și acest subiect trebuie dezbătut acolo, unde este locul conform legii. Înainte de toate, totuși, am văzut o știre care a tras atenția tuturor astăzi. Este vorba despre trasarea circumscripțiilor, granițelor circumscripțiilor pentru votul mixt de anul viitor. Deja discuțiile sunt aprinse. Am văzut deja și câte locuri revin și cui, și pentru diasporă sunt trei locuri, pentru unul pentru vest, unul pentru est, unul pentru Statele Unite și Canada. În rest, toate sunt în interiorul țării, precizând că două sunt pentru partea stânga a Nistrului. Cum vedeți acest subiect? Sigur, nu vom intra în detalii, că urmează să fie aprobat de guvern. N-a fost o sarcină ușoară pentru această comisie. Noi am avut un reprezentant în cadrul comisiei, pe domnul Ștefan Creangă. Din discuțiile pe care le-am avut cu domnia sa, am înțeles că a fost destul de dificil. Noi am avut o poziție, dar până la urmă s-a luat o decizie prin vot. Eu regret, spre exemplu, că reprezentanții partidelor extraparlamentare, PAS, Platforma DA, deși ar fi putut lua parte în această comisie, poate ar fi influențat și ei în ce privește în special diaspora, pentru că noi am pledat să fie două, de fapt, pentru de Europa de Vest, două circumscripții, una America-Canada, una Rusia și o circumscripție pentru Transnistria. Consideram că ar fi fost o repartizare mult mai justă, ținând cont de rezultatul ultimilor alegeri. De asemenea, a fost împotrivă ca pentru Taraclia să fie o circumscripție mai mică. Taraclia nu este o unitate teritorială autonomă, așa cum este Găgăuzia. Este adevărat că Comisia de la Veneție ne-a permis să facem excepție pentru minoritățile naționale, dar nu ne-a impus să facem această excepție. Și atunci, acest lucru, de asemenea, cred că ar fi trebuit, adică să ținem cont de el, pentru că un criteriu obiectiv era numărul de alegători din fiecare circumscripție. Acum, granițele, evident, ele au fost probabil un pic modificate ca să se respecte acest număr de alegători. Nu cunosc alte detalii, repet, am avut anumite rezerve față de deciziile care s-au luat, dar a fost o decizie luată prin vot, urmează guvernul deja să adopte hotărârea luată de comisie și să fie făcute publice aceste circumscripții. Noi vedem că, practic, am avut dreptate atunci că nu am participat în aceste comisii, că știam că erau trasate dinainte. Chiar mă uitam zilele acestea la hotarele unor circumscripții și făceam aluzii despre publicitatea când o făceau pentru promovarea votului nominal, că vei avea deputatul tău din raionul tău. Până la urmă nu înțeleg ce va fi, din ce raion, fiindcă, de exemplu, este o circumscripție care incorporează sate din Călăraș, Strășeni, Ialoveni, și care nu au nimic comun una cu alta. Este făcut o circumscripție foarte lungă. Eu nu văd cum, în general, vor duce sau rapoartele pentru evaluare sau cum va putea fi urmărit, deci propriu-zis, să se respecte normele electorale în timpul campaniei cu Sadova, cu Ialoveniu, care în această circumscripție intră satul Sadova și termină, deci, hăt la Ialoveniu. Sadova fiind în locul Călăraș, în care s-a născut președintele. Da, deci noi avem, practic,
practic o parodie în viitoarele alegeri care vor avea loc, fiindcă aceste circumscripții sunt trasate după bunul plac și cu un anumit obiectiv pentru anumiți candidați. Asta este ce se întâmplă acum. Bine, dar, domnule dumneavoastră, dacă participați, poate găseam, să zic, un numitor comun și susțineam și o altă repartizare. Eu nu sunt de acord cu un aspect pe care dumneavoastră l-ați menționat. Totuși trebuie să ținem cont de criteriul legii. Legea spune foarte clar că nu poți o localitate de nivelul 1 să o divizezi. În ce privește raioanele, nu trebuie să recunoaștem că raioanele noastre, ca și număr de populație, nu sunt omogene. Nu poți respecta granițele raioanelor. Lucrul acesta este imposibil. Vrei sau nu vrei, oricum anumite localități dintr-un raion trebuia să ajungă în alt raion. Bine. Și invers. Pentru că trebuie să respect criteriul de 60.000 de alegători în fiecare circunscripție. De acord, dar atunci când tu iai într-o circunscripție satul Lozova și îl duci la Ieloveni, iar în circunscripția Strășeni aduci satul Peresecină, când de fapt dacă se respecta fiecare separat, noi aveam același număr de votanți în hotarele unei circunscripții, în hotarele raionului sau administrații publice locale de nivelul 2. Hai să spunem așa, au fost trasate după anumite primării, independență din partea cui este acel primar. Și este făcut aceste circumscripții pentru a putea promova anumiți candidați și pentru viitoarele alegeri. Ei vor să descurajeze acei lideri locali care există, eu sau cel puțin care suntem născuți într-un anumit raion. Eu sunt din Baștin, în raionul Strășeni. Și acum, în contextul când se este trasată și aduse sate din Orhei, din Criuleni sau din altă parte, clar că acest lucru deci vor crea anumite probleme pentru candidații care sunt de Baștină dintr-un anumit raion de nivelul 2. Deci cam asta este, deci logica dar este făcută. Poate fi invers. Adică dumneavoastră vreți să vă faci circumscripții de unde sunteți de Baștină. Atunci, nu, din nou, aici, eu cred că partea statistică ea trebuia să prevaleze, aveți dreptate, nu trebuia să fie politizată repartizarea aceasta. Eu, din câte știu, a fost și un soft făcut care ținea cont de numărul de alegători în fiecare circumscripție și atunci când o localitate o punea în circumscripția dată, trebuia cu cealaltă circumscripție să faci ceva pentru că era nevoie de compensări permanent. Când au pornit de la nord și au pornit harta de la nord spre centru pentru ca să se vadă, adică pornești dintr-o parte a Moldovei și mergi treptat în jos ca să vezi cum așezi localități, repet, în așa fel ca să respecti criteriul proporționalității numărului de cetățeni. Și am ajuns la unele circumscripții care au 60.000, alte circumscripții care au 67 sau aproape 70.000. Ceea ce nu este corect. Da, deci 10% primul principiu care este prevăzut și în Constituție este echitatea votului pentru alegător. În cazul când ai o circumscripție de 70.000, înseamnă că și toate trebuie să fie 70.000. Iar când faci precedente pentru o circumscripție 53.000 doar, iar pe într-o altă 68.000, 14.000, păi uitați-vă și o să vedeți. Eu le-am văzut trasate aceste circumscripții. Ele sunt trasate după bunul plac pentru a putea fi promovați anumiți candidați în viitoarele alegeri. Există lege care spune nu mai mult de 10%. Dacă s-a încălcat principiul, s-a depășit 10%, poate fi contestată această lege. Singura excepție despre care am vorbit s-a făcut cu Taraclia. Și dar s-a făcut referință la o recomandare a Comisiei de la Veneție care a spus că pentru minorități naționale poate fi o excepție. Acum când vorbim de circumscripțiile în afara teritoriului controlat de autorități, adică Transnistria, diaspora, acolo nu mai poți aplica acest principiu pentru că niciodată nu ai siguranță câți vor vota. Acolo sunt mai mulți decât au fost bine, dar este că în Transnistria se așteaptă toată lumea că la vot se vor prezenta 120.000 de alegători. Bun, nici în... am zis că noi am avut propunerea ca pentru Transnistria să ne limităm la o singură circumscripție. Dar cum poți crea o circumscripție acolo unde tu nu ai controlul administrativ? Vor fi bine, dar campania electorală... Cum își face campania electorală? Asta s-a discutat, cum propriu-zis semnăturile pentru înaintarea candidatului. Hai să nu fim... Noi trebuie să fim corecți. În cazul când tu nu ai un teritoriu, așa cum a declarat Ucraina, nu poate avea control asupra Crimeei, Donbasului, Donetskului și Lugansk. Oamenii nu au inclus aceste teritorii în campanie electorală. Le-au declarat teritoriul ocupat și mai departe ele nu participă în procesul administrativ. Acum a fost, domnul Carpe, exact așa a fost până acum. Da, a fost o singură circumscripție, toată Republica. De asta s-a recurs în 94. Nu contează, pentru că noi am avut secții pentru cei din stânga listelor care votau aici. Pot vota, dar nu pot participa în campanie electorală, deci cel puțin candidatul, eu în calitate de candidat, dacă mă duc să candidez într-o circumscripție din Transnistria, cum eu am acces în campanie electorală, în stânga listelor, pentru a putea duce campanie. Sistemul proporțional, deci, e același principiu. Nu e același principiu, sunt lucruri diferite.
Da? În cazul când se votează ideologic, în cazul când eu pot să fiu candidat independent, eu nu am acces, real, nu am acces pentru a face campanie în stânga Nistru. Și atunci, pentru perioada cât acest teritoriu nu este controlat de autoritățile de la Chișinău, nu se admite sau nu se trasează circumscripție. În 2001 am candidat independent și în 2001 am luat un număr record, 33% din Transnistria, adică nici un partid n-a luat atâta. Nu e o problemă, adică până la urmă cei care, dacă te cunosc, te știu, au venit partea aceasta și au votat. Deci asta e principiul, până la urmă, noi același repet, principiul l-am folosit în sistemul proporțional. Eu nu vreau să deschid foarte multe paranteze, cum au fost votați și în 2001 și acum cine v-a votat, dar problema este alta. Deci noi, atât timp cât nu putem controla un teritoriu, da? Facem bătaie de joc și ar... Nu deschidem nicio secție. Dar noi nici nu știm exact cât populație este acolo. Real. Nu știm noi cu aproximație. Noi ghicim și noi în boabe de cafea. Că sunt 150 sau 200 de mii. Real. Dar noi avem, statistică reală. Deci cât este plecată peste hotare. Și noi avem în vest, că real, acum, deci sunt plecate 383 de mii. Parcă așa, dacă nu mă înșală memoria. Și atunci, dacă ai 380 ceva de mii, clar că este o problemă, că noi nu știu cum cetățenii noștri sunt repartizați pe anumite teritorii sau în anumite state și este mai greu să putem trasa anumite circumscripții, dar deci noi nu putem ajunge în situație. Da, ei rămân cu un deputat. Rămân cu un singur deputat. Asta este problema. Recunosc, m-am spus, eu cred că în baza datelor de la ultimele alegeri, pentru Europa de Vest trebuia să fie două circumscripții. În general, la alegerile prezidențiale, din cei care au ieșit la vot, 7%, deci au fost din diaspora. 7% au fost din diaspora. Dacă real, asta e minimul 3-4 circumscripții care trebuiau să fie acordate diasporei. Asta este făcut fiindcă atât în 2009 diaspora a fost cea care a dat o lecție politicienilor corupți de la Chișinău. De aceea, unii din ei, care au fost și atunci la putere, până în 2009, se tem de acea lecție care a fost dată de diaspora în 2009 să nu aibă loc și în 2018. Asta diaspora este problema. Diaspora nu este împiedicat să voteze proporțional. Da, dar în loc de oricum, o să fie fix ca în proverbul asta, cei patru apostoli au fost trei, Luca și Matei. Fiindcă în loc de patru sau de șapte mandate care o să trebuiască să ajungă pe lista proporțională, o să fie doar trei. Să admitem că participă șapte. Dar și este compensat cu alte trei pentru diaspora. Adică Cu unul la vest și unul la est, primesc deci două la vest deci, diaspora va pierde minimul 2. Deci 2% sau 2 candidați care trebuie să reprezinte, va pierde minimul 2. Aici nu avem un punct de vedere comun, eu repet încă o dată. Când au venit chiar reprezentanți Comisiei de la Veneția, în discuția pe care am avut-o în Parlament, ei au fost informați că pentru diaspora vor fi, de fapt, 4 circumscripții și o circumscripție pentru stânga Nistrului. În final, Comisia a decis altfel. Din nou, de ce au decis așa, nu cunosc toate argumentele. Noi am avut o altă poziție exprimată prin domnul Creangă în cadrul acestei comisii, dar nu au fost susținuți. PL-ul a participat la trasa? Nu, a participat, fiindcă noi, în general, considerăm. Da, că domnul Ghirețchi de asta a spus, dacă ați fost acolo... Noi, dacă era și pas acolo, eu cred că putea face un front comun și noi, cu siguranță, pentru diaspora, obțineam cele două minim... Front comun este în Parlament cu altcineva. De acum, deci noi vorbim, noi vorbim despre politica dusă, printre altele, Partidul Liberal a fost unicul partid care totdeauna deschis a spus că merge pentru sistemul electoral proporțional. Deci, fără modificarea lui, atât timp cât nu există rezolvarea problemei transnistrene. Deci, asta este cea mai mare problemă care a existat. Și în 1994, când s-a trecut de la circumscripție, s-a trecut înapoi la proporțional, asta a fost argumentul, nu a fost altul. Deci, nu a fost alt argument decât acesta. Și atunci, în acest sens, dacă noi, da, sistemul electoral de Republica Moldova trebuia modificat, cel puțin pentru a permite fiecărui candidat în lista proporțională să aibă șanse egale, cu lista deschisă. Da? Acest lucru trebuia urmat făcut cu lista deschisă și atunci fiecare își duce campania electorală din localitatea sau în zona sau la nivelul întregului teritoriu, că atunci când votează partidul X, îl votez și pe candidatul Y. Dacă el să ne reprezinte și atunci candidatul care ia cele mai multe voturi pe interior, partidul ia 8%, iar candidația se creează o ierarhie după simpatia alegătorilor, merge acel candidat și fiecare are șansă, de la primul până la ultimul. Deci aici, da, noi trebuia să facem acest lucru, pentru că în interiorul partidelor se creează grupări care se promovează unul pe altul în listă mai sus și atunci când nu se modifică lista, da, atunci sunt anumite persoane care sunt promovate și trebuie dat o șansă fiecăruia care luptă pentru
pentru vot. Asta trebuia de făcut. Când s-au început dezbaterile în Parlament, domnul Candu, când a anunțat aceste dezbateri deschise, am fost primul, iertat în lipsa de modestie, care am propus acest tema. Am elaborat și un proiect de lege cu liste deschise, am spus sistem proporțional preferențial. Ulterior, la o dezbatere la Academie de Științe, domnul Voronea a preluat ideea, a zis că o susține, dar în Parlament a fost majoritatea. Adică, iată, e o realitate politică, pentru că nu am avut nici din partea Partidului Liberal, nu am auzit să fi susținut această inițiativă. Nu ați înregistrat-o și n-ați înregistrat-o? Păi bine, n-am înregistrat-o, păi bun, atunci, dar eu am anunțat-o public. Asta e fix ca și în bancul. Vreau și eu să câștig la loto ca Moise. Vrei să câștigi la loto, trebuie să-ți cumperi bilet. Eram la etapa discuțiilor. Noastră știți că orice proiect poate fi votat doar dacă este înregistrat și dezbătut. Când se discută, nu poate fi votat. Dar ați votat sistemul mixt? Da, am votat sistemul mixt, sigur. Da. Așa, spuneam, sunt convinsă că atunci când va fi aprobat de către guvern, proiectul va fi discutat din nou după aceea, deși ar fi bine ca discuțiile să aibă loc înainte și să se poată pronunța cât mai multă lume, dacă se mai poate modifica ceva, dar nu cred. Vedeți cum e, mecanismul e făcut în așa fel, tot la sugestia Comisiei de la Veneția, să fie mai puțin politizat aceasta. Guvernul, practic, poate, ca și președintele țării, de care ar putea avea un veto, ar putea întoarce comisiei, dar nu poate să-l schimbe, pentru că de altfel, dacă lăsăm la discreția guvernului, putem să ne trezim cu alte surprize. Dacă vor fi argumente convingătoare că nu s-a făcut o repartizare echitabilă a circumscripțiilor, repet, guvernul ar putea să returneze comisiei pentru a rezolva problema. Domnul Carp spune aici că deja liniile, hotarele au fost trasate din timp, iar acest guvern este unul monolit, aproape. Mă scuzați că avem pe cineva din afara PD-ului acolo. Dar de aceea spuneam că este puțin probabil. Aici m-am referit la acest lucru atunci când am spus că este puțin probabil să se mai schimbe ceva. Oricum, despre acest subiect vom discuta pentru că el este extrem de interesant și ne va ocupa mult timp înainte. Până în 2018 vor fi discuții aprinse pe acest subiect, să vedem cui convine, nu-i convine altcuiva, să vedem dacă într-adevăr s-au trasat corect aceste circumscripții din intenții bune. Dar spuneam că astăzi vom discuta despre ceea ce se întâmplă la Primăria Capitalei. Am preferat să am această discuție cu doi deputați pentru că vom avea o discuție și cu consilierii municipali, dar ei totuși participă nemijlocit la activitatea publică a Capitalei. Vreau să vedem lucrurile un pic din Parlament, de acolo, de la înălțimea deputatului. Și de ce încă? Pentru că sunteți locuiți în Chișinău, la fel ca toată lumea, și aveți un punct de vedere asupra a ceea ce se întâmplă. În primul rând, pe noi ne interesează discuțiile politice, în primul rând, pentru că este un talk show politic. Am văzut mai multe lucruri care s-au întâmplat între timp la Primăria Capitale și au ridicat semne de întrebare. Să luăm, eu știu, imediat după ce a fost înlăturat primarul Dorin Chirtoacă, aflat în arest la domiciliu și domnul Grozavu a preluat interimatul, am văzut că guvernul s-a implicat tot mai mult în treburile primăriei, începând de la gunoi, dacă ne amintim cu toții, după aceea gheretele, că trebuie scoase din parcul central. Nu spunem că sunt lucruri care nu trebuiau făcute, dar spunem că s-a găsit un salvator rapid, care a intervenit să facă ceea ce nu a fost în stare să facă primarul Dorin Chirtoacă atâți ani. De asta vreau să întreb. A pierdut Partidul Liberal controlul total asupra Primăriei Capitale? Pentru că domnul Grozavu, până una alta, nu știu, a renunțat la calitatea de membru al Partidului Liberal? Sau? I-a fost retrasă susținerea. Uh-huh. Care este situația? Ce vedeți? Cum vedeți lucrurile acolo la primărie? Ce se întâmplă acolo? În linii generale, Partidul Liberal niciodată nu a avut controlul absolut în primăria municipiului Chișinău. A fost dusă politica ca să fie păstrați anumiți funcționari în funcție, iar anumite, mă rog, funcții au fost suplinite cu anumiți reprezentanți a Partidului Liberal. Unii mai buni, unii alții, unii mai puțin buni, dar ca în toate echipele. Însă, ce se întâmplă deci acum? Da, domnul Grozavu a fost retrasă susținerea. Vedem că a declarat la un post de televiziune că de ce nu poate adera și la Partidul Democrat.
Ceea ce confirmă cel puțin afirmația care am făcut-o chiar din primele zile, că de fapt duce politica acestui partid în cadrul primăriei municipiului Chișinău. Adică înțelegem că Partidul Democrat în cazul când omul declară că nu este împotrivă chiar de a fi membru acestui partid, e clar că duce politica Partidului Democrat. Cu toate că situația este mult mai complicată față de Parlament, unde s-au putut forma o majoritate, dar atunci cu anumiți transfugi, deoarece erau cel puțin al treilea partid sau patrulea, 19 deputați, aproape 20% din deputați în Parlament, aici în primăria municipiului Chișinău au doar un singur consilier din 51. Partidul Democrat. Pentru a crea o majoritate, au nevoie de mult mai mult. Da, mai există și o parte din Partidul Popular European, dar nu sunt foarte mulți, fiindcă o parte din ei, sau care au acces, cum este domnul Ștefăniță, mai sunt și alții, sunt pe picior independent, adică nu au această legătură cu PPM-ul atât de strânsă sau chiar deloc, eu nu cunosc acum, dar în orice caz își au propriu viziune și se exprimă diferit, așa, pe anumite probleme, cum este pe patrimoniu, pe anumite alte subiecte, deci au viziuni diferite, da, este o opinie diferită. Și clar că este mai complicat de a forma, deci, o majoritate. Așa. Și aici deja vine... Ca să nu-l întrerup pe domnul Ghidețchi, tocmai în timp ce răspunde la această întrebare, prefer să luăm acum publicitate și să ne întoarcem după aceea. Publicitate. Continuăm discuția. A rămas domnul Ghidețchi dator cu un răspuns despre ceea ce consideră dumnealui că se întâmplă la primărie. Bine, lucrurile la primărie nu sunt bune, nu sunt așa cum ne-am fi dorit să fie. Ați menționat câteva aspecte. Dacă e să mă refer la colaborarea dintre primărie și guvern pe care o vedem în ultima vreme, ea în sine nu este rea dacă este în beneficiul cetățeanului. Dacă ne uităm retrospectiv, putem vedea că deseori, sau chiar așa a fost aproape o constantă, nu prea a fost o colaborare bună. Chiar atunci când a venit prima alianță pentru integrare europeană la guvernare, relația dintre domnul Chertoacă și domnul Filat, tot nu erau dintre cele mai bune. Din acu, interesant. Și atunci, chiar așa este, că n-am văzut niciodată o colaborare bună decât atunci în perioada comunistă, când a fost un primar interimar pus de către comuniști. Opinia mea este, dacă compar cu modelul baltic, în unele țări, de exemplu, fiind, dacă nu greșesc, în Estonia, când am fost, primarul, și noi parcă dorim lucrul acesta, dar modelul este diferit, primarul la ei este mai mult, așa cum spunem noi, un gospodar, adică el este un director executiv al municipiului și atunci partea politică se trece pe locul 2. Domnul Chertoacă e un politician prin vocație și atunci vocația asta de politician, de multe ori într-o funcție de primar a unui oraș, poate să te împiedice, pentru că din punct de vedere politic nu totdeauna ești de acord cu deciziile pe care le ia guvernul, parlamentul. Aceasta ar putea fi una din explicații de ce nu a fost această colaborare bună. Și atunci când ai în funcție o persoană cum e domnul Grozavu, care probabil nu are aspirații politice, atunci lucrurile mai ușor ajungi la o înțelegere pentru a rezolva o problemă, cum sunt deșeurile sau alte probleme care se confruntă municipiul. Adică, din nou, lucrul acesta poți să-l vezi pentru că se dă prioritate aspectelor practice. Da, dar domnul Grozavu, săracul, având acest dosar și încă altele, vorbi despre asta, sigur, ușor de controlat, înseamnă că... Eu nu exclud că existe și o altă parte, dar eu am făcut abstracția acum de ea, ziceam, unul dintre motive putea fi acesta, pentru că noi am avut un primar care, repet, e mai mult politician prin vocație și domnul Chertoacă a demonstrat lucrul acesta, l-am văzut și în Parlament când a venit, adică poate era mai bine dacă după o vreme rămânea în Parlament și atunci era în politică la nivel național, asta poate fi o explicație. Și poate n-ar fi ajuns aici? Da, poate nu ar fi ajuns aici. Un alt lucru este, a fost și problema cadrelor care avem expresia asta că din perioada sovietică, cadrele rezolvă totul, adică au fost oameni care nu au, adică ei nu aveau
competențele necesare, inclusiv poate integritatea necesară pentru a ocupa anumite funcții. Nu știm că aici în municipiu e concentrată totuși economia țării, adică dacă să vorbim așa. Sunt foarte multe proiecte care sunt concentrate în oraș. Toate acestea presupun și o anumită responsabilitate, sau de fapt o mare responsabilitate pentru cei care gestionează, fie că domeniul transporturilor, fie că e alt domeniu al municipalității. E capitala Domnul țării. Domnul Carp, vorbea despre faptul că practic PD-ul a pus mâna pe primărie, deși are un consilier municipal doar. E o opinie, din nou, noi înțelegem că din punct de vedere politic putem avea anumite interpretări. Eu nu vreau să mă duc dincolo de cei ce văd. Eu știu că sunt consilieri care au primit votul cetățenilor. Apropo, atunci când Partidul Liberal era în coaliție, adică era în alianță, în majoritatea parlamentară, erau la guvernare, noi am avut discuții foarte mari legate de lege privind municipiul. Și atunci erau foarte multe rezerve să oferim, să nu oferim aceste competențe. La insistența colegilor din PL, totuși s-a acceptat în mare parte solicitările lor, spunând că, uitați-vă, și acea lege acum iar se întoarce cumva împotrivă, pentru că atunci ăsta era argumentul. Niciodată în Consiliu nu a fost o majoritate clară. Haideți să dăm mai multe competențe primarului, pentru că el e funcție executivă, că el se poate rezolva problemele care sunt. Dar aceste competențe presupun și o mare responsabilitate. Sunt pentru două tipuri de acordare sau a competențelor primarului, independență de mecanismul de alegere. În cazul când tu alegi primarul direct de populație, atunci e clar că mai multe atribuții pentru rezolvarea problemelor se dau primarului. În cazul când primarul este ales de către consilieri, atunci e clar competențele sunt clar mai mari, deci pentru Consiliu. Noi am ajuns, fiindcă noi suntem buni, eu spun că Republica Moldova la interpretare de lege cum vrei, da? Și în felul când s-a votat acea lege a statutului municipiului Chișinău, sau nu s-a votat pentru Chirtoacă. Fiindcă ea, prin Chirtoacă, este mâine, o fi altul, apoi mâine altul. Este important ca cel care va veni în fruntea primăriei municipiului Chișinău să poată să-și implementeze programul electoral pe care l-a avut. Asta a fost logica acelei legi votate și ea, eu nu cred că ea acum cumva sau unul sau ceva îi creează probleme în ceea ce privește lui Dorin Chirtoacă. Noi acum spunem alta, eu în general cred că parcă am un deja viu anul 2005, când a fost înlăturat Serafim Urecheanu, tot prin șantaj, pentru că omul a dorit în principiu să se întoarcă la primărie în 2005, da, după alegerile. Nu știam asta, că și avea acel dosar a ambulanților. Da. Văd că a recunoscut și acum, în principiu, într-o emisiune, domnul Urecheanu, că el știa foarte bine că Voronin a dat o comandă să-l aresteze. Da. Și atunci omul a decis... Eu știu că el știa. Și el a decis corect pentru sine, da, pentru a merge în Parlament în felul de a lupta cu Voronin imunitate și de a lupta cu Voronin din Parlament. Acum și atunci a mers un viceprimar, Ursu, care a fost din echipa domnului Voronin, a fost din echipa domnului Urechean inițial, da. Da, și apoi a trecut de partea domnului Voronin. Și aici tocmai așa, domnul Grozavă, care a fost în echipa domnului primar, așa, Dorin Chirtoacă, și acum îl vedem în echipa celorlalți. Noi vedem același scenariu. S-a mai aplicat, da. Parcă am impresie că văd Figaro, știi, numai că interpretat în alt teatru și de către alți actori. În restul, în principiu, același scenariu. Acum am văzut, de exemplu, că după câți ani, după cel puțin 10 ani, vedem în sfârșit că apar niște nume la funcțiile de viceprimari care nu s-au schimbat de la bun început, din primul mandat al lui Dorin Chirtoacă. Adevărat că și Dorin Chirtoacă anterior a venit cu două nume, înainte ca domnul Grozavă, primarul interimar, să facă asta. Numele sau propunerea lui Chirtoacă încă n-a ajuns pe ordine de zi, dar a domnului Grozavă este foarte probabil ca la următoarea ședință să se discute. Chiar dacă Consiliul va respinge cele două candidaturi, până în ultimă instanță, domnul Grozavu poate numi cei doi viceprimari. Este vorba despre domnul Codreanu de la PPM, una dintre propuneri, și despre doamna Radu, care a candidat, ține minte foarte bine, la alegeri, la prezidențiale. Acum, ideea domnului Grozavu este a domnului Grozavu sau...
spun, haideți să... Dacă ați... Eu cred că la sigur cunoașteți care sunt mecanismele și toate procedeile pentru exact. Alegeri. Da. Da? Și noi știm că doamna Radu a fost un candidat pentru a contrapune unui alt candidat. O doamnă contra alte doamne, o doamnă instruită contra alte doamne instruită, o doamnă de succes cu o altă doamnă de succes. Da? Și, noi, adică a fost și, candidatul și a fost, din umbră al Partidului Socialiștilor? Nu, a fost candidatul din umbră al Partidului Democrat. Doamna Radu, nici nu putem, nu putem lua în calcul alt scenariu. De aceea, Partidul Socialiștilor, dacă se prezintă la ședința Consiliului, sau nu vor scoate sau nu vor vota pentru scoaterea de pe ordine de zi acestui subiect, înseamnă că ei tacit. Deci vor fi într-o înțelegere cu Partidul Democrat pentru numirea, nu prin vot direct, dar prin dispoziția, deci primarilor acestor două candidaturi. Dacă vorbim de candidatura domnului Codreanu și a mai fost și anterior discutată, nu este o candidatură deci nouă, nu este doar azi, noi vorbim și anterior, când se încerca crearea unei majorități în Consiliul Municipal, această candidatură s-a discutat, însă domnul Radu este nou și ea este... candidatura, cel puțin după părerea mea, candidatura Partidului Democrat și nu este exclus pentru a o pregăti în vedere înlocuire domnului Grozavu. Ar putea fi candidatul PD-ului? Ar putea fi viitorul primar interimar. Așa, am înțeles. Adică domnul Grozavu să fie în linii generale, legea statutului municipiului Chișinău spune că acest lucru este prerogativa primarului. Dar noi știm că primarul interimar, el doar gestionează problemele care sunt. Eu cred că își depășește atribuțiile în această situație. Dacă domnul va aproba candidatura, da? Da. Odată respinsă de către Consiliu. Da, el își va depăși atribuțiile, chiar și înaintarea care o face acum în cadrul Consiliului, își depășește atribuțiile. Fiindcă el este primar interimar prin funcție de viceprimar. Și nu a fost ales de către Consiliu și așa mai departe. Deci și își depășește deci atribuțiile, cel puțin. Domnule Ghirescu, ce credeți? Acum, ce privește drepturile domnului viceprimar de a înainta, adică viceprimar care este primar interimar, nu sunt așa de sigur. Bine, în cazul dat ar trebui să pronunțe justiția dacă își depășește sau nu atribuțiile, dar în ce privește doamna Silvia Radu, eu o cunosc mai puțin, nu pot comenta nimic. Am întâlnit-o chiar la dumneavoastră în platou în cadrul dezbaterilor în campania prezidențială. Mi-a lăsat o impresie bună, oricum e o doamnă inteligentă, adică se vede că are multă experiență administrativă în spate. În ce privește domnul Codreanu, care face parte din Partidul Popular European, îl cunosc mai bine, adică el s-a remarcat chiar și în activitatea de consilier. Anterior are în spate o activitate administrativă. Dintre consilierii, Partidul Popular European a fost cel mai activ, cu cele mai multe inițiative în cadrul Consiliului. S-a remarcat, repet, prin inițiative bune, tichete electronice în transportul public, alte inițiative care a venit. Adică, repet, dacă îl compar cu alți consilieri care au fost aleși pe lista PPE, el este unul dintre cei care a fost cel mai activ și apoi are în spate votul poporului, adică cetățenilor. Oricum, el a fost ales de către cetățeni, fie și în funcție de consilier, dar el oricum are credibilitate. Credeți că domnul Grozavu a ținut cont de asta atunci când l-a propus? Eu cred că da, pentru că el are o anumită credibilitate, alegătorii l-au votat, s-a manifestat activ, deci în privința aceasta, în ce mă privește, dacă vorbim să acum din punct de vedere a PPM-ului, eu cred că e o candidatură care ar merita să dețină funcția de viceprimar. Dar odată, mă rog, să admitem că acești viceprimari se vor instala. E posibilă crearea unei coaliții în Consiliul Municipal? Nu. Eu sunt sigur că este imposibil de a crea acum o coaliție. Avem Partidul Socialiștilor care se pregătesc pentru viitoarele alegeri în cadrul alegerilor locale și atunci ei nu vor merge niciodată într-o alianță cu PD-ul deschisă, vorbesc deschisă, dar ascunsă, în cazul când ei nu vor scoate de pe ordine de zi, nu vor retrage, ai spunem așa corect, de pe ordine de zi această propunere, înseamnă că ei sunt într-o înțelegere cu Partidul Democrat. O coaliție în acest moment în Consiliu nu poate fi, fiindcă nu poate fi formată. Partidul Liberal are un anumit număr de mandate. 17 jucătare. Da? Poate sunt de genul ăsta și atunci este imposibil de creat această majoritate în Consiliu. Și mie mi se pare că, adică având Consiliul așa cum îl avem,
în această configurație, nu cred că va fi posibil până la sfârșitul mandatului să fie creată o majoritate în cadrul Consiliului Municipal. Probabil va fi majoritate în funcție de subiectul care este pe ordinea de zi. Adică va ajunge la mica înțelegere, da? Astăzi sprijinim asta pentru că e un lucru bun. Printr-un compromis așa de fiecare dată, privind subiectele incluse pământ, pe ordinea de zi. De un teren, de un teren. Apropo de pământ, de teren, asta, acum este în discuție un subiect care a provocat chiar, eu știu, reacții diferite. Este vorba despre o viitoare construcție care ar urma să aibă loc în spatele catedralei. Dacă știu sigur că la știri a fost acest subiect și ca să vedem mai bine despre ce este vorba, propun să vedem acest subiect și după aceea să-l discutăm. Secretarul Mitropoliei Vadim Cheibaș susține că în 2015 afla de pe internet că Termoelectrica vinde stația termică din spatele catedralei și a câștigat licitația publică cu strigare. Deși figurează în acte ca proprietar, Cheibaș spune că terenul ar aparține așa numitei comunități religioase, care atunci nu avea statut juridic. Acum el spune că vrea să transmită terenul în folosul organizației pentru a fi ridicată acolo casa parohială. Nu va fi început construcția catedralei, casei parohiale, atâta timp cât nu va fi oficializată proprietatea în favoarea comunității religioase. 670.000 de lei. Aceștia au fost banii comunității religioase. Comunitatea religioasă este o comunitate, are un buget, are o activitate. Chiar și așa, consilierul PPM Veceslav Bulat, care a votat pentru proiectul de construcție a parohiei, spune că, de fapt, în cadrul ședinței de marți a fost aprobată doar o concepție care nu are valoare de autorizație. Noi am votat un concept de construcție a unui bloc auxiliar la catedrală. Că acest bloc va arăta exact ca și în schițele prezentate, asta nu este lucru cert. Secretarul Mitropoliei susține că încă acum câțiva ani consilierii au aprobat conceptul casei parohiale fiind alocate și 200.000 de lei pentru lucrări de proiectare. În timp ce secretarul Mitropoliei susține că pe marginea acestui proiect au fost organizate dezbateri publice, această informație nu a fost tăinuită. Consilierul Veceslav Bulat afirmă altceva. La acest subiect nu au fost, dar ele urmează să fie odată ce se propune o anumită concepție. Este posibil ca un rezultat a acestor dezbateri să respinsă ideea de a mai construi ceva în parcul catedralei. Într-o postare pe Facebook, Dorin Chirtoacă a criticat votul consilierilor, precizând că aceștia au văzut foarte bine ce au votat și că în spatele catedralei, de fapt, urmează să fie ridicat un palat mitropolitan cu 2-3 nivele, unde vor fi dormitoare, birouri, săli de mese și conferințe. Din acest motiv, primarul suspendat spune că s-ar fi împotrivit până acum. Același primar suspendat, Dorin Chirtoacă, a examinat nu odată acest proiect, chiar și aici în cabinet la mine și la înalt prezențul mitropolit, au fost purtate discuții atât la fața locului cât și la nivel de proiectare. Activistul civic Victor Chironda a lansat o petiție online în care cere transparență în proiectul Mitropoliei Moldovei. Primarul interimar a venit în ședința Consiliului și a pus pe masă această decizie și a rugat să fie înregistrat pe ordinea de zi. Consilierii nu și-au dat o steneală să înțeleagă despre ce este vorba și să analizeze proiectul, au votat și poftim, avem ce avem. Despre construcția din spatele catedralei se discută încă din 2011, însă în repetate rânduri proiectul a fost respins de aleșii locali, pe motiv că parohia urma să aibă două nivele. Am văzut despre ce este vorba. În concluzie, din ce am înțeles, că a participat la licitație secretarul Mitropoliei, o licitație organizată de către Termocom, așa am priceput, și că acel teren i-ar fi revenit domniei sale și l-ar fi cumpărat cu un preț destul de bun. Nu, din câte se pare, domnul Cheibaș a cumpărat o construcție. Construcția avea un teren aferent, dar terenurile nu poate să le vândă Telecomul sau Termocomul. Deci, adică exact. Deci terenul acum poate fi privatizat, corect, doar de către autoritățile, corect, locale. Corect. Nu poți. Și vă referiți acum la faptul că Termocomul și-a vândut o coștineață ce avea el acolo pe acel teren. Noi
Termocom, în general, a vândut mai multe asemenea puncte termice, așa se numesc ele corect. Da. Deci, și domnul Cheibăș, din cât înțeleg, a procurat. Da. E foarte straniu, în linie generală. Înseamnă că putea să cumpere o persoană fizică și, după logic, putea să-și construiască casă în parcul catedralei. Păi eu, asta voiam să întreb. Da, țara minunilor. Nu e nicio problemă. Acum, acest punct termic, în linie generală, el are proprietatea asupra construcției, nu și asupra terenului. Deci, proprietatea asupra terenului îl are primăria municipiului Chișinău. În ceea ce privește... Și acum ce a votat Consiliul Municipal? Că asta n-am înțeles. Conceptul. Deci cum arată clădirea aceea minunată care urmează să apară acolo? Din cât înțeleg, da. Discuții referitor la faptul, de mult se discută, da, că doresc acolo o casă parohală, nu știu ce, una, alta. Eu am fost și martor la o asemenea discuție încă prin 2011-2012. Spunea domnul Cheibaș că au avut o casă de aici. Dar am fost o singură dată și atunci ți-l minte foarte bine că domnul primar spunea că eu pot să vă permit doar nu acel proiect care mi l-ați adus. Doar acel care a fost anterior, anterior a fost acolo, deci chiar și punctul termic, de fapt, se află în acea fostă casă care de gospodărie pe care a avut-o metropolia. Și, în linii generale, de restabilit acea casă de gospodărie, așa cum se spune noi, care a aparținut cândva catedrale. Unii pot să-și lasă o haină și așa mai departe. Era vorba de câteva zeci de metri pătrați și nu sute. Deci, încă o dată menționez, se discuta despre restabilirea fostei case de gospodărie, așa cum se numește, pe lângă metropolie. Înțeles. Dar cei ce doresc ei să construiască asta deja întrece limita bunului simț. Să mă ierte Dumnezeu, dar întrece limita bunului simț. Da, eu îl întreb totuși și pe domnul Ghirețchi ce crede, deși un pic dumneavoastră poate spune cineva că vă aflați în conflict de interese pentru că reprezentați o altă confesiune, dar sunteți locuitor al capitalei și cred că puteți să aveți o opinie. Bine. Eu, când am fost episcop al unui biserici creștini evanghelici baptiste, m-am străduit să am un dialog toate cultele înregistrate pe teritoriul public Moldova, inclusiv cu Biserica Ortodoxă, care reprezintă majoritatea cetățenilor. L-am cunoscut pe domnul Cheibaș. Mi-e vine greu acum să fac anumite afirmații. Îl cunosc ca un om integru. Eu cred că ceea ce s-a menționat și în cadrul acestui reportaj, transparența și legalitatea ar trebui să stea, adică, în capul unghiului. Ar trebui să se vadă dacă toate procedurile au fost corecte, corespund legii. Faptul că Mitropolia are dreptul moral la o asemenea casă, ținând cont de partea istorică, tot ar trebui luat în calcul. Dar, din nou, trebuie să se facă totul într-un context legal. Dar spunea domnul Carp că istoria spune că a fost o clădire de metri pătrați. De aia și am zis că e nevoie ca să se fie respectată și principiul transparenței, dar și principiul legalității. Atunci când se iau asemenea decizii. Pentru că uitați-vă, eu o să vă dau un alt exemplu. Și nu îmi vinesc acum pe domnul Chertoac, la domnul Chertoac n-a fost, dar la domnul Urechean a fost de nenumărate ori. Prima biserică baptistă, care a avut aici sediu pe strada Aleii Agării, a fost luată de sovietici, a fost demolată. Noi niciodată n-am putut obține. Biserica Romana Catolică se judecă la CEDO, adică nici până acum nu poate să-și obțină proprietățile. Adică sunt anumite probleme, dar în cazul dat, totul trebuie să se facă în cadrul legal cu respectarea legii. Și dacă lucrurile acestea se fac, nu ar trebui să fie probleme. De aceea eu cred că ar fi bine să vedem, bine, s-a pus problema, este important consilierii să intre în esența ei. Să înțeleagă ce au votat, domnul Burbulat spunea că nu a votat așa ceva, dar trebuie să luăm publicitate din nou și ne întoarcem după aceea, continuăm discuția. Publicitate. Continuăm discuția. Am uitat să spunem că mâine este ședința Consiliului Municipal, unde vom vedea dacă ce se va întâmpla cu propunerea de a fi acceptați cei doi viceprimari. Și este important să vedem cum este formulată propunerea, pentru că, din nou, la ora actuală încă nu este clar, de fapt, ce propunere sau ce subiect a fost inclus pe ordine de zi. Din nou, revenim la acel principiu al transparenței. Ca lumea să știe, s-a propus asta, cum s-a votat, ce va urma. Ce implică acest lucru, exact. Ce se va întâmpla după asta? E adevărat că, dacă mi-amintesc eu bine, sunt 4 viceprimari, da? În subordinea primarului. Și atâția ani nu am avut viceprimari. Era Coteț, care și el probleme cu legea, are Grozavu, are probleme cu legea, primarul Chirtoacă, suspend, dat, are probleme cu legea și ce facem? Până la urmă cineva trebuie să administreze capitala. Așa s-a ajuns că domnul Grozavu administrează și el cu probleme cu legea, administrează capitala. Acum, vorbeam despre acest proiect. Până la urmă,
Ce nu s-a înțeles, mai ales după intervenția domnului Bulat, ne-a băgat în ceață. Noi n-am priceput. Ce s-a votat în Consiliu? Dacă ei n-au înțeles, credeți că populația municipiului Chișinău au înțeles ce au votat ei acolo? Păi asta e problema. Că da, poate noi, mă refer la practică. Sigur nu știți ce au votat ei, dar care este practica? Deci consilierii ar trebui să ne aducă lumină asupra acestui vot. Eu dau dreptate domnului Chiron atunci când dumnealui spune că este nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește transparență în acest proiect, mai ales că nu este unul simplu, da? Și nu este într-un loc simplu, este cel mai... Burii cu capitale. Burii cu capitale, așa să spunem. Și mai avem problema că trebuie respectate și conceptul care a fost anterior a clădirii în spatele casei metropolitane. Deci noi aici vedem ce facem noi, catedrale. Ce facem noi? Reabilităm ceea ce a fost anterior, da? Este ok, atunci se încadrează în toate standardele și parametrii care există, dar în cazul când mai construim o clădire așa cum este casa aceea cu 16 etaje și când vedem că nu este respectat niciun fel de axă și așa mai departe, clar că atunci o să apară alte probleme. Vom avea o clădire pentru gospodării mai mare de însuși decât catedrală. Din ceea ce arată proiectul... Da, am văzut că acolo trebuie să fie dormitoare, trebuie să fie... Noi nu înțelegem care este logica, fiindcă catedrala și are o altă menire. Da? Și eu nu văd necesitatea sau ce ar servi ca să vină să se mute toată metropolia acolo în centru, gospodărie direct în centru municipiului. Eu nu văd logică. Da, noi avem nevoie să restabilim și din punct de vedere istoric ce a fost în parc, așa cum a fost cu monumentul lui celor trei martiri, Murafa și așa mai departe. Dar noi trebuie să restabilim istoria, da, în acest parc, dar în limita ceea ce a fost. Nu trebuie să fim vorba aceea până la capăt, să aruncăm cușma pentru... Dar cum se procedează? Cum se procedează în acest caz? Cine dă aviz pentru... Avizul? Să începem. Dacă ai proprietate asupra terenului, da? Sau în arendă, există mai multe deci forme, mergi mai departe la direcția arhitectură, deci cu conceptul despre felul cum vrei să arate, da? Deja o schiță de proiect. Mai departe, este eliberat certificatul de urbanism în decurs de 5 zile, așa spune legea, după care faci proiectul propriu-zis cu acest proiect, iarăși mergi la arhitectură, este eliberată autorizația de construcție, este numit mai departe la inspecție de stat prezența actele, cine va fi inspectorul de șantier și propriu-zis încep lucrările. Deci asta când vorbim de un caz simplu când îți construiești casa. În cazul dat, când este o problemă de interes public, deci el trebuie să fie dezbătut. Da? El trebuie să fie transparență. Oameni buni, noi și trebuie să nu se rușineze Metropolia Moldovei, da, să cheme, fiindcă dacă vor cu adevărat activiștii civici, exact. Noi dorim să facem asta, da, ce a fost acolo și cum trebuie să facem acest lucru. Și atunci vor avea și... Care este rolul lui? În cazul când terenul, eu din ce înțeleg acum, că terenul nu este deci al domnului Cheibă. Și el a procurat o clădire. Așa. Clădirea dată este un punct termic și trebuie în primul rând ca să-i poți schimba destinația. Ca să poți schimba destinația, trebuie o decizie a Consiliului care să acorde dreptul de proprietate asupra terenului. Trebuie să acorde. Adică astăzi ce înțeleg? Asta este obiectivul. Sau să-l dea în arendă. Adică să vadă forma de exploatare a acestui teren. Și atunci, în acest asta fel, o fi votat ei astăzi? Din ce spune domnul Bulat, eu nu înțelege ce a votat. Atunci eu nici eu nu pot să vă spun ce a votat. Așa. Da. Dar așa? Logic așa ar trebui. Deci este această construcție. Mai departe, în baza acestei construcții, trebuie să fie votată ce este cu terenul de sub clădire și terenul aferent de la clădire. Și cât, fiindcă asta e foarte mult, deci contează, pentru că pe viitor, clădirea care dorești să o construiești, ea nu poate să depășească limitele terenului care ți este acordat. Dar din ceea ce văd, o clădire pe care este punctul termic, care are anumită suprafață, ceea ce doresc să construiască este mult mai mare decât suprafața prin care se află punctul termic, chiar și cu terenul aferent. Deci sunt probleme mari, și nu trebuie, fiindcă noi există experiență, că toți au mai călcat pe lădurea în deciziile când au fost anumite funcții, haide cumva, repede,
major să rezolvăm, să votăm, să dăm, să construim și așa mai departe. Și nu a avut loc anumite dezbateri, dacă vă aduceți aminte și cazul de Kenford în față. Da, 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 da. Și atunci s-a renunțat, dar era adevărul este că atunci, catastrofă ce urma să se facă acolo. Da, da, adevărul este că ne doream acel o catedrală mare încă în municipiul Chișinău, dar atunci când activiștii civici au spus stop, că voi greșiți, s-a oprit atunci primăria municipiului Chișinău pentru a construi acea clădire. Deci atunci a fost clar că era necesar de la bun început de mers la discuții cu societatea civilă, fiindcă sunt spații publice și care sunt direct în centrul municipiului Chișinău și nu poți să faci ce vrei. Deci, fiindcă este un bun a tuturor, nu este doar un bun a metropoliei, este și bunul meu și a dumneavoastră, toți care mergem și ne plimbăm. Și atunci, în cazul când acest bun este preluat de cineva, deja este încălcat dreptul la această pentru că suntem pe ultima parte a emisiunii, n-aș vrea să vorbim un pic și despre ceea ce am văzut în ultimele zile, faptul că vom avea doi brazi de Crăciun în centrul capitalei. De mult n-am mai văzut asta, dar chiar de mult n-am mai văzut asta, și guvernul va face un târg de Crăciun pe strada 31 August, care va fi închisă timp de o lună, din câte am înțeles eu. 31 August, între Bănulescu Bodoni și Pușchinese, da? Da. Va fi închisă pentru circulația acea stradă. Și acolo va fi un târg de Crăciun. Guvernul pentru asta alocă niște milioane. Cum vi se pare asta? În ce an suntem noi acum? Hă? În ce an suntem noi acum? Eu am impresie că sunt în anul 2017-2008. Nu aveți un deja vu? Tocmai în 2017 spre 2018. Vedeți? Doar numai 10 ani au trecut ca să avem iarăși același joc de-a bradul, da? Că cui brad e mai frumos și a cui brad trece. Nu, clar că sunt copilărisme. Se putea de găsit, dacă totul conlucrează primăria împreună cu guvernul atât de fructuos și bine în ziua de astăzi, se putea de găsit acel numitor comun de a face un târg în centrul capitalei, cu toate că deja, sincer vorbind, toate aceste târguri și activități beții care se fac în centrul capitalei ar trebui cumva de schimbat locul, dar asta este un alt subiect cu o altă ocazie. Dar dacă s-a ajuns până la urmă de a avea această pe 31 august, nu chiar în piață. Oricum va fi un târg care va fi organizat și de primăria municipiului Chișinău. Eu, până la urmă, dacă luăm anul 2007, este o diferență. Atunci Voronin ascundea bradul, da? Ăștia, deci, îl pun în altă parte. Bine, bradul, poate contribuția primăriei va fi acea reparație cosmetică a străzii 31 august pentru acest eveniment. Foarte frumos. Deci, în linii generale, municipiul Chișinău este foarte încărcat. Haideți să recunoaștem, se creează niște ambuteiaje. Strada 31 august este o salvare. Este o salvare pentru șoferi care vor să scape de ambuteajul de Ștefan cel Mare, merg pe strada 31 august sau Cogălnicianu. Astea sunt, fiindcă eu merg pe acest drum spre casă și știu cât este de complicat. Eu nu-mi închipui, fiindcă am avut strada Negruță. Astăzi s-a făcut o probă și s-a dovedit că se poate. Că... Am avut strada Negruță, mulțumim lui Gamrețchi, că un an și jumătate pentru mine dimineața era un coșmar să ies. Acum următorul va fi pentru toți care locuiam în acel complex locativ. Acum acest lucru va fi iarăși pentru o lună de zile și nu uităm că dacă cade zăpadă, dă Doamne, fiindcă nu avem, din păcate, ultimul timp, cum va fi circulația municipiului Chișinău? Va fi un coșmar. Ori noi suntem oameni serioși și atunci îi spunem o grozavă că oricum ești băiat cu minte și te dai într-o parte, vin și pui bradul și noi târgul, și atunci lucrurile se pot fi rezolvate și poftim, faceți-vă PR cât puteți, oricum conduceți municipiul Chișinău. De ce este necesar de a cheltui banii iurea într-o parte? Mai ales că exista tradiția de Crăciun primăria municipiului Chișinău, iar de anul nou guvernul, deci organiza evenimentele. Asta este logica. Da, domnule Ghirețchi, ce credeți? Bine, adică eu mă uit așa mai liniștit la ce aici se întâmplă, pentru că... Chiar mă bucur că sunteți aici. Puteți să exprimați un punct de vedere mai liniștit. Eu priesc mai calm lucrurile. Eu nu le politizez așa de mult. Eu, spre exemplu, am fost în ajun de Crăciun în Bruxelles și am văzut că era brad în centru și la câteva cartiere, la două cartiere, era alt brad acolo. Adică nu cred că e o problemă așa de mare. Noi, pentru că noi avem trecutul cu bradul furat. În centrul capitalei nicăieri, domnul Ghelețcă, nu o să vedeți doi brazi, una primărie. Dar nu e vorba de centru, pentru că dacă erau pe piață, domnul Caru, puteți să vă. Noi am avut brad în piață, am avut bradul orange de partea cealaltă a pieței. Adică am avut și lângă primărie. Da, am avut și lângă primărie braz. Deci la trei vorbim, nu trebuie așa din nou să dramatizăm. Bradul e brad. Pentru mine... Da, dar pentru asta noi avem 8 milioane de lei. Eu nu cred că pentru brad se cheltuie. Nu, pentru organizare. Uitați-vă, iată aici e elementul cheie după mine.
faptul că târgul se scoate din piață și se duce pe strada 31 August, și ca oamenii să meargă la acel târg, le trebuie și un brad. Nu poți să ai un târg fără brad. E târg de Crăciun fără brad. Dar bradul central urmează să stea în piață, pentru că ăsta e bradul, cum îi spunem noi, bradul țării, da? Dacă ar fi locul lui, e în Piața Mare Adunării Naționale. Dar despre târg au fost mai multe critici. Apropo, despre târg, critici sunt, și dată ați menționat târg, despre legat de târg, că sunt critici, nemulțumiri. Poate e și bine. De ce nu am vedea? De ce nu am vedea anul acesta? Cum va fi dacă scoatem târgul din Piața Mare Adunării Naționale? Pe urmă, aceste elemente, după mine, ar trebui să fie cheie acum. Bradul apare așa ca un decor, adică ai pus un brad în 31 august, pentru că acolo va fi și târgul. Da, știți că oamenii iubitorii de verde vor spune că nu e de ajuns că tăiem un brad, vom tăia doi deja. Și nu doar. Noi e o altă problemă care s-a discutat, uitați, s-a discutat și anterior, dar poate e timpul să trecem la brad artificial, să nu mai tăiem brazii verzi. E un alt subiect, adică, dar în cazul dat nu vorbim de doi brazi verzi, vorbim în general dacă e bine să avem brad verde sau brad artificial, și atunci în felul acesta ar trebui dusă discuția în capitală, implicând societatea civilă, publicul, și se vadă oamenii, pledează pentru un brad natural sau pledează pentru un brad artificial în zilele sărbătorii. Noi oricum vom avea târg în piață. O companie, indiferent, nu o să fac publicitate acum, ori una, ori alta, da, vor merge, până la urmă vor obține dreptul să-și facă în centru târgul propriu. Credeți că o greșeală în cazul credeți, dar așa va fi, că așa a fost totdeauna. Era primăria cu târgul său, plus acea companie care avea târgul său. Acum va fi trei târguri. Domnul Brăzan a spus parcă altceva când l-am ascultat pe el, poate nu l-am înțeles. Deci lumea va merge mai departe la cel târg care este în centrul capitalei și nu va merge pe Ștefan cel Mare. Asta este. Rămâne de văzut unde vor fi parcate toate mașinile atunci când... Sunt multe lucruri, da. Dacă s-a dorit că guvernul se implice foarte bine până la urmă, că a fost ani când guvernul deloc nu se implica, așa, în evenimentele de anul nou doar veneau și spuneau la mulți ani și plecau și nu plăteau nici artiști, am avut și asemenea situație. Până la urmă, dacă dorește să se implice, am avut, ce să recunoaștem că am avut, și dacă dorește să se implice, foarte clar, ai chemat primăria municipiului Chișinău, i-a spus, astea sunt evenimentele care voi organiza, astea sunt evenimentele noastre și suscrim nu doar primăria municipiului Chișinău, dar și Guvernul Republicii Moldova. Lucrul se schimbă, dacă până la urmă este conlucrare, păi conlucrați până la capăt și faceți lucrul normal. Eu cred că din spusele domnului Filip era încă o dată o anumită intenție, un anumit plan, nu știu dacă s-au bătut lucrurile în cuie, urmează să discute, poate în cadrul dezbaterilor care mai au loc, se va ajunge la o decizie mai înțeleaptă. Dar mi se pare că nu ar trebui să ne temem și de o schimbare legată de modul cum sunt organizate sărbătorile de iarnă. Nu văd aici o mare problemă. Sigur că da. O să vedem ce va fi și cum se vor întâmpla lucrurile. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat să participați la această emisiune. Regret nespus că nu au venit și colegii din Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, pentru că au fost vizați aici și ar fi fost bine să existe cineva cu un punct de vedere. Vom vedea cum evoluează lucrurile și în cazul construcției din Parcul Catedralei. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem joia viitoare. Vă doresc o seară liniștită.